Percheziții de amploare în județul Dolj, mai exact în Băilești, peste 4600 de pachete cu țigări au fost găsite de anchetatori în locațiile folosite de un bărbat de 74 de ani. El este bănuit de contrabandă cu țigări și riscă să ajungă după gratii. Polițiștii au găsit în locuința suspectului mii de pachete de țigări, dar și o sumă mare de bani. Descinderile au avut loc în 3 localități. Polițiști din cadrul IPJ Dolj, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au efectuat 3 percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal, la locații folosite de un bărbat de 74 de ani din Băilești, bănuit de comiterea unor activități infracționale de comercializare a țigaretelor provenite din contrabandă. În urma efectuării perchezițiilor, polițiștii au găsit 4.659 pachete de țigări fără timbru fiscal românesc provenite din contrabandă, precum și suma de 14.515 lei, sumă ce ar proveni din săvârșirea de infracțiuni, au transmis reprezentanții IPJ Dolj. Cercetările continuă în acest caz, iar suspectul riscă să ajungă după gratii dacă va fi găsit vinovat.